Cât despre voi? Noi. Niște... drăguțe, frumoase. Lombuline roșii. Băi, pe mine mă deranjează, în primul rând, când vorbim cu aia peste grămadă, fiecare își exprimă părere. Am impresia că de când am crescut... noi. Oh, aici e mai ferm. De aici e mai plăcut. Yeah. Te rog să mă lași să le pedepsesc doar eu. Ia încearcă și tu. Trage de aici să vezi ce ferm e. Și la aici nu e nicio plăcere. Uite, aici e o plăcere? Ce, mă? Băi, poate vă trimit... Mama lui Dani! Dani mă bate! Poate vă trimitem în camera voastră imediat. Nu! Că vorbește că nu mă mai înțeleg cu ele. Eu nu mă vând niciodată camera. Dar vorbește tu, dragă, ce eu le-am crescut așa? Maică tale, le-a dat nas. Eu nu mai vorbesc cu voi. Seamănă pe neamurile tale. Pale mele, pale tale seamănă. Știi, frun la mine tare în gură așa? Păi nimic nu-i convine. Bate din picior, zici că-i demsatoare de step. Ia-le și spalte pe cap acum cu ele. Eu ți-am zis să nu le lăsăm să le dăm nas. Și acum... băi, ți-am zis de atâtea ori. Ai grijă cu ele că te pomenești că-ți vine una cu burta la gură. Într-o zi acasă. Că dacă nu le ții de spune... bă, ele trebuie să știe cine e șeful. Dar ce suntem, modern femine aici? Chiar, suntem o familie... da, cum le-am oricum, am fi avut copii frumoși dacă tehnologia nu a... eu le-am dat la pian, la chitară, tu nimic. Asta semăna cu tine, brunetă și cu sâni mari. Și ea, blondă, cu sâni mari cu mine. Mama? Mama? Gata. Flavia n-ar fi semănat cu niciunul dintre noi. Dar cine ca aia care este balcâtă și lălâie, cum se cheamă? Care toată ziua... fata babei. Păi și zis, dacă vrei să facă și găina ta o ouă, ia-o și bate-o, că e așa cu găina. Dă-i peste punguța cu doi bani. Păi da. Da, și uite. Doamnelor da. Și domnilor. Uite, stau acum tu ăștia de la țară, că aia umbla așa panorama cartierului. Ca să nu mai spun că și la botez a pus la plic vai și amar. Păi nu mă mai. Să mă țin în creșteară tensiune albă, frate, internat. Că o să fii la mormântul meu, bă, și o să spui, bă, dacă nu le nervam pe prostul ăla mai 13 ani. Că mă duc la casa de nebuni, că am geanta aici, am făcut în spate. Pe bune? La voi zice așa în casă? Nu. Mama de obicei zice. Cum? Vrei să mă faci în mormânt? Are geanta făcută tot timpul, zice, nu? Nu? Da, și lasă-mă în pace, că n-am timp nici să mor. O știi pe asta? Da. O să vrem când o să fii mare și copilul tău nu o să te asculte. O să vezi să-ți dea Dumnezeu un copil, măcar jumate cât ai fost tu. Că l-ai scos pe real. N-am fost într-o vacanță cu ăsta. De când te avem pe tine. Umblam cu ciorapii, rup. Cine mai ați? Că v-am dat, dar ce nu v-am dat? Ce nu v-am dat? Că alți copii n-are. Și ce? Voi... ia o banană de acolo. Mie zice, vrei să știi? Vrei să moară mamița? Da, băi, le luăm cu prostul ăsta. Numai eu știu cum de la hotelul partidului le uscam pe... să aveți banane. Păi alți copii n-au avut banane, mă. Și voi știți cât ne-am chinuit. Băi, eu cu tahtu. Coaja asta atât era a noastră, hă? Mâncarea jumătate? Să aveți voi mie zi. Să-l mânca jumate. Da. Și acum una borțoasă și alată. Da. Dar să nu spun, că nu-i a nimeni. Flavia... s-a mutat la noi, că stăm în două camere, mai steaua noastră. Copilul pleca la internat de tânăr. Uite așa, stăm în brațe unul la altul. Că mai e și panorama aia. Flavia ne spune cum stăm cu vremea. Ea a plecat de vreme de acasă. Nu ca astea două, că acum la altul. Eu te-am făcut eu de omul! Păi asta a plecat odată, dar s-a întors. Ne ducem în camera noastră. Mergeți! Flavia, bună dimineața! Că n-ați dat bănuți la întreținere. Eu vă omor! Mulțumim, hai să nu spunem tot de acasă. Da, hai, bine.